În etapa a patra a Ligii a doua de fotbal, Foresta Suceava a arătat ca o adevărată echipă și a dovedit și în fața propriilor suporteri că are potențial. După două victorii consecutive în campionat, gruparea suceveană își dorește continuare pe același trend și înaintea jocului din runda a cincea la ACS Berceni. Antrenorul Cristi Popovici se așteaptă la un meci dificil cu Berceni, cu o echipă ce nu a reușit să obțină puncte în primele patru runde, dar își dorește ca echipa să plece cu toate cele trei puncte. Foresta Suceava va întâlni o echipă ce are în componență doi fotbaliști suceveni ce au evoluat mulți ani pentru Rapid CFR Suceava, Apostol și Sfrijan. Totodată, antrenorul a explicat că nu este foarte ușor să facă primul 11 la fiecare meci, deoarece are un lot de jucători valoroși, de valori apropiate, unde concurența e foarte mare.